Consiliul Județean a aprobat organizarea sărbătoarei recoltei și a vinului dobrogean. Evenimentul va fi organizat la pavilionul expozițional și va costa 600.000 de lei. Mai bine de o treime din bani vor merge către Centrul Cultural Teodor Burada, care se va ocupa de susținerea programului artistic, dar și de închirierea scenei. Vicepreședintele CCC Cristinel Dragomir promite contracte cu toată media constanțeană pentru promovarea evenimentului. De altfel, aceasta a fost și una dintre propunerile consilierilor județeni. Domnul președinte, deci acolo la publicitate media, bănuiesc că va fi vorba de o alocare a sumei către toate instanțiile media, sigur favorite. Deci ca să vedeți ce știam înainte. La media avem pentru promovare media, avem această sumă, având în vedere că acțiunea o vom promova în absolut toată presa scrisă, în presa video sau cum se numește. Sunt niște sume, o să facem contract cu fiecare în parte. Cam astea sunt cheltuielile, plus radio. Radio ne-am gândit noi la Antena Satelor, Antena Satelor și, eu știu, radiourile noastre care sunt aici în județ. Cu ocazia acestui eveniment se vor achiziționa și tarabe care vor putea fi folosite la oricare alt eveniment asemănător. Totodată, pentru că în premieră tarabele vor putea fi închiriate gratuit, aleșii județeni fac apel către producători să încerce să mai reducă din prețuri. Invităm pe toată lumea să dea Dumnezeu să fie neîncăpător, să vină lumea cu produse. Deci nu vor avea de plătit nicio taxă, așa că să vină să-și vândă produsele și discutăm și cu un domn consilier. Noi nu avem cum să le impunem să vândă mai ieftin, dar facem un apel la ea, având în vedere că nu au nicio taxă de plătit și e un eveniment unde pot să-și vândă marfa, să vândă și dăm și mai ieftin. Noi nu avem cum să le impunem, dar o să le transmitem cel puțin acest mesaj, având în vedere că nu plătesc nimic, absolut nimic, de toate cheltuielile se plătesc de Consiliul Județean, să aibă în vedere să vândă și dăm și mai ieftin, că în interesul lor până la urmă să vândă cantități mai mari. Sărbătoarea zilelor recoltei va fi organizată la pavilionul expozițional și va avea loc în perioada 25 septembrie-4 octombrie.